Bună dimineața! Ăsta este primul video dintr-o serie nouă de vloguri. Momentan lăsăm construcțiile și plimbările la o parte. Bine, plimbările nu. Dar construcțiile momentan le lăsăm. Nu de tot. Or să mai apară și videouri cu construcții, dar începând de astăzi, am stat mult să mă gândesc dacă să mă apuc de o serie de vloguri de felul ăsta și zic hai să încercăm să vedem cum merge. Începând de acum, o să fie să vedem cum o să urc, nu știu. Cred că un video pe săptămână sau la două săptămâni, nici nu știu, în funcție de cât material o să am, pentru că aici nu e foarte simplu de filmat și sunt multe cazuri când nu pot să filmez deloc. Și de asta zic, în funcție de cum o să fie materialul de lung, o să urc la săptămână, cel mult la două săptămâni, nu știu, vedem. Sau dacă nu, o să-mi strâng eu material, să văd, vreo 2-3 săptămâni și ca să pot să urc la săptămână. Așa să fiu întotdeauna înainte și să pot să urc în fiecare săptămână cât un video. Nu știu cât e ceasul, e 8 și ceva de dimineață. Mai am 9 minute și vreo 15 km până să ajung la destinație. Nu am suport în camionul ăsta, pentru că am pus de dimineață la bază să-l schimb, pentru că al meu era prea mic pentru tipul ăsta de încărcătură. Și în ăsta nu e suport, ăsta cam rar iese din bază, decât în cazuri așa mai speciale. În rest, fiecare cu al lui. Să vă arăt așa oarecum. Asta e încărcătura pe care o am. Un Thermo King, o furgonetă de asta, bine, un camion frigorific. Se vede acolo în spate, camionul ăsta e foarte murdar pentru că nimeni nu-l ia. Stați că trebuie să schimb viteza, ca nu urcăm pe aici. Este o coastă foarte abruptă. Să punem și avariile, că avem sub 60 la oră pe autostradă. 1350 de ture și 50 de km la oră. Urcăm ușor, ușor. Foarte, foarte abruptă coasta asta. Una dintre cele mai abrupte de aici din zonă. Mergem la Mercedes să lăsăm camionul ăsta. Zic mergem pentru că vă iau cu mine. Să lăsăm camionul ăsta. I s-a stricat ambreiajul și trebuie dus la reparat. Uitați ce peisaj frumos, superb aici. Zona asta și noaptea când treci, chiar și azi noaptea am trecut pe aici, am avut un serviciu pe la 4 dimineața. Se văd luminile de la oraș, dar și aici o benzinărie. Se văd luminile de acolo, de la orășelele astea care sunt acolo în vale. Foarte, foarte frumos. Începe să crească turația. Este greutate. Nu știu cât cântărește camionul ăsta pe care l-am. Trecem ușor, ușor, ne apropiem de 60 de km. Uitați, să vă mai arăt încă o dată peisajul. Am trecut de limitatoarele de înălțime fără probleme.
sunt, cred că, 4 limitatoare aici în, la intrare în tunel. Exact cum ar fi trebuit să fie și în pasajul ăla din, din București, unde s-au întâmplat atâtea accidente de când l-au inaugurat. Au pus decât unul, bineînțeles, dacă ai dat în ăla, dacă vii cu un trailer, nici nu simți când se rupe. Vedeți, sunt mai mult de 4, vreo 5. Vedeți, unul după altul. Uitați încă o dată peisajul, nu știu cât de mult se vede. Da, cam asta o să fie materialul în noile videouri. Încărcare mai greu, la încărcare mai greu pentru că este clientul de față și bineînțeles nu pot să filmez. Descărcare depinde când am descărcare singur, când nu merge clientul cu mine. Și traseul, când nu merge clientul pe traseu, filmat cât se poate. Să vedem un suport, ceva pentru telefon sau nu știu, să vedem un GoPro eventual. Poate o să iau un GoPro să nu se mișcă, să nu se miște atât de mult imaginea. Nu știu, vedem asta ușor ușor. Sper să reușesc să fac 15-20 de minute de video, cred că o să le fac sigur, pentru că programul de lucru este de vineri seara de la ora 8, 7:30-8, până luni dimineața la 8. Da? Pe weekend numai așa se lucrează și decât o săptămână de gardă, o dată pe lună. Și sper să strâng destul material ca să iasă ceva frumos. Sper să vă placă nou conținut. Știu că sunt destul de mulți pasionați de camioane, de dubițe mai puțin. Ăsta nu o să fie cu dubițe, cu... Știu că dubițarii nu sunt atât de bine văzuți în lumea asta camioanelor. Aici vorbim de platforme, accidente. Da? Haideți că o să filmez la descărcare, dacă o să pot, vedem. Gata, am vorbit cu oamenii ăștia de aici de la Mercedes și am adus încărcătura în regulă. Ăsta e camionul, are 6,5 metri. Asta e platforma cea mai lungă pentru mașini mici și camioane. Avem de toate în firmă și trailere și tot ce ne trebuie, dar asta e pentru mașini mai puțin mai lungi. O să vedeți și o să le vedeți și pe celelalte, cel puțin pe asta pe care mi-au dat-o mie de la acum că s-a început. Și o să vedeți cum arată și aia. Merg în spate să descarc, să le dau actele și după aia mergem la bază să lăsăm camionul ăsta și să văd dacă reușesc să merg cu doi colegi, doi prieteni, să mâncăm, să bem câte o cafea.
Ce nasol e că la camionul ăsta nu am telecomandă. Gata, vedeți? Totul bine, descărcat. La ăsta nu e telecomandă și te chinui mult. Nu poți să te urci. Dacă aș avea telecomandă, de exemplu, aș putea să mă urc în mașină, în furgonetă, în ce e și să mai dau puțin de volan, să cobor bine de pe platformă, dar așa nu. Dacă nu e proprietarul cu tine sau cineva să te ajute, n-ai ce să faci. Mă duc să fac actele și mergem la bază să ducem camionul.